În duminica a 11-a după Rusalii, la Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Explicându-le credincioșilor prezenți pilda datornicului nemilostiv, Preasfinția sa a evidențiat în cuvântul de învățătură că, prin iertare și fapte bune, putem dobândi împărăția cerurilor. Învățătura desprinsă din această Evanghelie este cutremurătoare. Dacă cumva nu reușim să iertăm și dacă nici nu ne străduim, nu vom primi iertare de la Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe cei care iartă. De aceea, Mântuitorul i-a pregătit pe ucenicii săi pentru dobândirea împărăției cerurilor. Nu poate cineva să dobândească împărăția dacă nu iartă. Mari părinți ai bisericii ne spun că datoria despre care vorbește Evanghelia acestei duminici este de fapt mulțimea păcatelor noastre. Și că Dumnezeu, când l-a iertat pe marele datornic, a cărui sumă nu poate fi nici măcar adusă în discuție, reprezentând cel puțin de câteva ori rezerva de aur a unei țări, deci imposibil de înapoiat pentru un om obișnuit, arată totuși mulțimea păcatelor. Depărtarea de Dumnezeu, dar și nenumăratele păcate pe care un om le poate săvârși în viața lui. Iar plata pentru această uriașă avuție sunt faptele bune. Evanghelia ne spune că neavând cu ce plăti, iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că nu avea fapte bune omul acela. Nici smerenie, nici bunătate, nimic din cele ce l-ar fi putut ajuta pentru a-și plăti datoria era cât pe ce să fie dat pe mâna judecătorilor și chinuitorilor. Acest lucru însă ne arată că ne putem totuși plăti datoria până în cea din urmă zi a vieții noastre. Dacă ați fost atenți la rugăciunea pe care o citește duhovnicul înainte de spovedanie, ni se spune, iubiți credincioși, într-o prea frumoasă rugăciune adresată Mântuitorului, tu care ai iertat datoria celor doi datornici și ai dăruit iertare femeii celei păcătoase, în aceeași manieră, în aceeași măsură, dăruiește-mi și mie iertarea păcatelor. Iertarea, iubiți credincioși, pe care o acordăm cuiva, ne face fii ai lui Dumnezeu. Biserica noastră a făcut astăzi pomenirea Sfântului Cuvios Moise Etiopianul și a dreptului Ezechia.